Salutare tuturor și bine ați venit la nou videoclip. Sunt aici la stația CFR Botoșani și vom face o video de la Botoșani până la București cu vagoane directe, tren direct cum ar veni. Așa că haideți să vedem drumul. Data e 7 octombrie 2023, ora 11:06 minute. În 9 minute plecăm. Eu am filmat aici în Botoșani despre trenuri, ăsta tramvaie care au fost liniile și mers cu autobuzele. Mă dăm drumul la călătorie, da? Tren, haideți! Nu, să văd unde se iese, că nu știu. Serios? Nu știu, că mi s-a părut că nici o ușă nu funcționa, am zis să mă duc prin spate, deși nu e convenabil. Poate n-am folosit eu ca lumea, dar mă rog, nu contează. Nu-s de aici, no, ciudat. Parcă era închise ușile, nu știu, sincer. Hai că mergem în față, măcar luăm și trenul. Înainte să plecăm, avem două vagoane, din ce am văzut, portocală hidraulică, dă-i drumul. No, deja văd că vagoane salon, frumos, mă duc să mă pun în spate, n-are rost să stau afară aici, adică aș putea, atâta ai, e 1754, Botoșani-București. Vagoane tip Satu Mare. Cred că mă duc încoace. Nu vreau să vă descurc pe teren. Deci e regiul 5582. De la Verești se face 1754, dar așa se cheamă cum ar veni. Mergem la București, plecăm acum la 11:15, 7:38, 476 de kilometri. Trebuie să ajungem la București la 18:53. Vedem dacă și se va întâmpla asta. Cum plecăm? Da, frate, o salutare, am sosit mai repede aici la de ori, da? Era normal, altă linie care merea spre Drohoi, aia dezafectat, gata, se mai circulă. Ideea e că aici trenul circulă ca și tren regio de la Botoșani la Verești, dar e și cu rezervare facultativă. Însă, pentru că merea la București, s-ar putea să vă treziți că, na, dacă n-aveți loc, o să vă spună ca cineva ca să vină că are locul aici și eu mă aștept să mă trezesc că nu am loc. Da, timpul de plecare. Mai
ce e ce? Aici ai. Am ajuns și la magistrală. O să urmează aici Berești. Berești. Să sunt la Berești, aici am fost iar așa 2 ani să fi coborât, 12.27 am sosit, la 13.09 să plecăm și na, până atunci o să rămânem aici, o să vină un tren dinspre Suceava și cu aia o să dat așa. Iași Cluj Napoca, văd că n-are nicio vagon cu biciclete. Că are biciclete, dar n-are vagon geam de deschis. Nașpa. Ăla pare că e vagon de biciclete. Nu e deloc promițător. N-are niciun vagon din ăla. Deci numai vagon salon. N-am șanse să filmez din ea. Însă există și o veste bună. Traseul dintre Suceava și Ilva Mică, că se poate face cu trenul Interregio 1833, care s-a băgat înapoi casa întâi. Bine, că trebuie să vă dătesc casa întâi, dar se poate face. Doamne ajută! Aia o să și fac. Cândva. Între timp vine alt tren. Suceava Nord Iași. No, haideți față, să punem puțin niște aici. La un moment dat o să ne... No, manevrăm acum și o să ne atașăm cu... No. Celălalt tren care vine dinspre Suceava. Să mergem direct la București. Sunt două vagoane directe. Normal scrie pe ea Botoșani București, dar nu merge direct așa. O să se atașeze cu trenul de Suceava București. Acum vine. Cum o să dăm cu spatele.
puțin verești. Pașcani triaj. Da, iar chestia asta cu vânzarea ambulantă, mă rog, mie nu-mi place. Și asta îmi aduce aminte de trecut, dar... Așa cum eu, teoretic, nu am voie să filmez, deci... Oamenii ăștia n-au voie să vândă. Eu am voie să filmez pentru că nu-i pentru reclamă, pentru comerț, nu știu ce. Eu fac pentru mine. Asta înseamnă că n-are nicio legătură. Pentru propria persoană fac. Și implicit am voie. Nu asta vreau să zic, am vrut să zic că asta e cumva interzis. Însă tot se întâmplă, deci am mai văzut. Păcat că n-am mai arătat, dar vă arăt acum. Asta e stația Roman. Haideți că m-am susit 14.24. Da, deja am trecut de Roman. Să vă zic parcă aici am 10 minute întârziere, practic interregio 1754, cum scrie și pe tren, Botoșani București. Avem întârziere, s-au acumulat între timp, la Verești încolo. Dăm baia. Nu
Așa și așa. Nu e rău, dar e ideea ta. Și nu prea mai mare lucru aici. Pentru că, și aici nu e așa de rău. Dar, în fapt, se vede că e uzat. Mirosul e așa și așa. Nu e extraordinar. Dar nici nu e rău. Deci e între. Asta răcăciuni. Ajut, fraților, ajut! Deja 30 de minute întârziere. Am plecat. Depoul ce mai rămas de ea. Grămadă de locomotive abandonate. Fraților, deja merem de câteva ore, eu n-am pus să nu mai întind nimic. Când este de lejer, ce-am înțeles, normal e mai plin, acum nu, vinsul așa. Într-un fel e bine, într-un fel nu, nu. Când și cum, pe timp. Avem 32 de minute întârziere. Într-adevăr, e vreme plăcută afară, dar totuși. La Focșani aici o să urce mulți. Am și de aici video, vă recomand. Da. 16:30. Da, frate, dacă cu viteza asta cu chin mintoare, deci... Abia ne-am mișcat ceva. Tot acumulăm întârziere. Râmnicul sărat urmează, când merem cu viteză, când mai încet. Da, asta e vagoanele astea, scala 3 de Satul Mare București, ca la sat 2.
Alte vagoane ucrainene au fost aici de marfă, zona asta. E necosărat. Întârziere. Doamne, deja se și întunecă. Acest video interesant așa de la Botoșani până la București, deci vreau să vedeți tot ce ați văzut aici, așa cum am mers aici așa de octombrie 2023, dați un like, este acolo, ca să dea de spus la tazi, îngeți cu pozitiv și ne vedem următorul de clip. Salutare, pace, să fiți iubiți, bye! Alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus.